Au plecat în căutare de ciuperci și abia au fost găsiți de salvamontiști după ce s-au rătăcit în pădure. Este vorba despre o tânără mămică din Prigoria și cei doi fii ai săi. Norocul femeii a fost că a avut la ea telefonul mobil și a reușit să ceară ajutorul organelor abilitate. Polițiștii, pompierii și salvamontiștii au pornit în căutarea lor, iar după câteva ore, mama și micuții ei au fost găsiți nevătămați. Sectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru căutarea unei persoane de sex feminin în vârstă de 27 de ani, care împreună cu cei doi copii minori ai săi s-a rătăcit în căutarea de ciuperci într-o pădure de pe raza localității Prigoria. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru situații de urgență Gorj, echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, Salvamont și autoritățile locale ale comunei Prigoria. Femeia a fost localizată de către dispecerii Inspectoratului pentru situații de urgență Gorj după telefonul mobil și a fost găsită în scurt timp, teafără însă speriat. Salvamontiștii vin cu o serie de sfaturi pentru cei care se aventurează în pădure în căutare de ciuperci. Aceștia le recomandă să fie atente la traseu și să nu se aventureze, mai ales dacă nu cunosc bine zona respectivă. 5 salvatori montani au participat la acțiunea de ieri. Către seară am fost solicitați de către cei de la ISU să participăm la o acțiune de căutare în afara zonei montane, undeva într-o pădure din Prigoria, unde o femeie cu doi copii se rătăcise, intrase într-o stare de panică pentru că nu mai găsea drumul și am reușit alături de colegii de la ISU, de la jandarmerie, de la poliție să facem o acțiune amplă de căutare. Noi chiar am participat și cu o dronă de căutare și cu două ATV-uri ca să acoperim o zonă cât mai mare un timp cât mai scurt. Cei care caută ciuperci, este clar că încearcă să acopere o suprafață cât mai mare, să caute în locuri unde n-a mai umblat nimeni. Nu întotdeauna cunosc geografia terenului. Recomandabil este să meargă mai multe persoane pe munte, prin păduri, să încerce să țină legătura între ei cu telefoane, să-și ia puncte de reper, să folosească aceste telefoane care, iată, acum sunt accesibile la toată lumea, prin care pot să vadă care sunt coordonatele la care se află și atunci mult mai ușor salvatorii vor găsi. Deci câteva sfaturi generale, pentru că nu e specificul nostru cu aceste păduri de câmpie. După câteva ore de căutări, cei trei au fost găsiți teferi și nevătămați.